Madame Tussauds a mutat ieri statuia de ceară a lui Larry King în holul din față. A invitat astfel oamenii să scrie mesaje de aducere aminte în legătură cu legenda televiziunii care a murit săptămâna trecută. We unveiled his figure in 2000. Our creative team measured him up, more than 250 different measures, and he's looking exactly like he's looking today. Ever since, we have him at the attraction ever since, and today we've decided to put him out on the lobby so people can pay their respects in a free way, so they can come over here, write on the condolences book, and enjoy a little bit of time with the king of broadcast. Larry King a murit săptămâna trecută la 87 de ani după ce fusese diagnosticat cu COVID-19. Jumătate din viață și-a petrecut-o în televiziune. Figura lui de ceară va fi expusă în holul Muzeului Madame Tussauds timp de o săptămână.